și mama ta la Golgota genunchiată plânge. Că te văd, Doamne Iisus, cum ai strigat, mi-e sete, și în loc de apă ei ți-au dat oțet într-un purete. Parcă te văd, Doamne Iisus, cum te rogi pentru mine și eu în loc să-ți mulțumesc, te răstignesc pe tine. Și eu în loc să-ți mulțumesc, te răstignesc pe tine. Pe muntele Golgota sus, stă tristă crucea lui Iisus, pe care s-a răscumpărat al lumii greu. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng
sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. La poala crucii răsturnată stă Maica sfântă îndurerată, văzându-și fiul ei iubit pe cruce răstignit. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. O cruce sfântă cu putere, pe tine s-a răscumpărat, prin chinuri, sânge și durere, al lumii greu. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Și de aceea Sfântă Cruce, noi toți ție ne închinăm. Și chipul lui Iisus cel dulce, cu drag îl sărutăm. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Aș vrea și eu pierdut și dus să plâng sub crucea lui Iisus. Destul. Oprește, Doamne, căderea. Sau poate degeaba mă rog, că lumea ți-a scăpat din mâini. La început ai spus să se facă lumină și s-a făcut. Azi lumea rătăcește prin beznă și așteaptă de la tine lumină, și lumina nu vine. Odată ai spus să se retragă apele și la porunca ta
apele s-au retras. Azi lumea se neacă și așteaptă de la tine cuvântul și cuvântul nu vine. Poruncește, Doamne, să se facă lumină, să se retragă apele răului și, dacă e nevoie, ia-ți crucea și urcă din nou pe Golgota, căci se găsesc și acum și ucenici să te vândă și preoți să-ți pune cunune de spin și tâlharul să te însoțească și cine să te împungă între coaste ca să primească binecuvântare. Sau poate degeaba mă rog, că lumea ți-a scăpat din mâini și aștepți ca și mine să se plinească minunea. Lăsă toată.
Pentru ce te spați în patim și în păcat, pe Iisus și-a răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută în lume suspine. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cea sfântă a lui Hristos? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a răpit. Cum te-a amăgit cel rău și cel zmintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas, și să asculți slujba cea sfântă, ce-n altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vinde.